Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu al doilea video despre proiectul Centus. Aici, pentru înregistrare, noi primim ca bonus $100. Cine n-a văzut video precedent al meu sub denumirea Urgent ia gratis $100 bonus în proiectul Centus, puteți vă uitați cum se face înregistrarea. Acum, ce vreau să spun? Foarte important este de adăugat în profil la noi, când facem înregistrare, portofelul Stellar, de dorit de pe bursa Interstellar Exchange. A doilea moment foarte important, trebuie să avem portofelul Stellar alimentat minim cu 3-5 monede. Alt moment important este ca să adăugăm în portofel două portofele aici, portofelul Bonus și Centus. Cum se adaugă? Deci se adaugă de aici, adaug token. Pe urmă trecem la manual. Sau al aici. Și scrieți denumire Centus. Vă apare. Și apăsați pe Centus. Eu deja l-am adăugat. La fel adăugăm moneta Bonus. Acum, după ce am adăugat moneta, noi trebuie să adăugăm trust. Ce înseamnă trust? Adică să permitem accesul. Deci când apăsăm pe monetă, vedeți, eu am acceptat asset. În cazul dat, dacă o să apăs acum, eu o să exclud accesul la portofelul meu Stellar a monetei Bonus. Pentru ce trebuie acest lucru? Pentru ca dacă noi nu avem acces la portofelul nostru Stellar a monetei Bonus, ea nu o să vină în bursă. Deci aici e portofelul Stellar. Cine nu știe, multe monete au același standard. Cum este Ethereum, are multe monete care au smart contract. La fel, moneta Bonus și Centus este pe bază de smart contract Stellar. Dar ea mai cere și acceptarea accesului. Pentru că noi când o să primim bonus, dar o să primească bonus doar acei care au portofelul adăugat aici în profil și doar acei care au permis acces. Cum se face permiterea accesului? Acum o să arăt la exemplu cu alte monete care nu am permis accesul, de pildă Bitcoin Cash. Ele sunt aici, dar ele nu sunt unite încă. Deci uitați, vedeți, când trebuie de permis accesul, el e cu albastru. Apăsăm pe butonul acesta Trust Asset. Și acum, ca să acceptăm, noi trebuie să introducem aici parola de la cabinetul nostru pe bursă, cu care intrăm noi când intrăm în bursă. Aceea parola trebuie de înscris aici. Ca permisiunea să intre în valoare, în drepturi. Și apăsăm. Când am făcut acest lucru, a apărut cu verde succes. Deci, acest lucru trebuie de făcut cu moneta Bonus și Centus, ce am arătat acum cu blockchain Bitcoin Cash, adică. Și aici o să apară, vedeți, plus, am adăugat Bitcoin Cash. Vedeți, mai înainte este la mine Centus și Bonus. Eu am făcut un video în rusă,
Уля марататкум свачаща слукру, шитече и ведец маестин транзакции, информация, комунит, биткоин, кэш, фирмалам скос. Дичи, пентру че ча слукру треть факу, дак или сент уните. Касы ва ажунга, дичи, такой совет, дуар трей монете, на че сказ, носы ва ажунга с десервис стоати портофелли. Пентру ка фикаре унире, я трей монете. Deci, încă un moment, cine nu are monete stelar, puteți să mă contactați și eu vă ajut că moneta costă în jur de 7 cenți, 3 monete noi găsim pentru voi, doar că trebuie să fie portofelul de aici, ia, vedeți, el este acesta, îl copiați, el se începe cu G. Deci, inițial faceți înregistrare, cum a făcut, am explicat în primul video, acesta, îl plasați la profil aici și îl salvați, că dacă l-ați salvat, el de aici nu se mai scoate. Plecați în portofel alimentat, neapărat cu 3 monete cel puțin, și dați accesul la două monete care am spus, bonus și centus. Doar în acest caz, când aveți aceste trei condiții îndeplinite, portofelul stelar alimentat cu minim 3 monete, acceptul la drept a monetelor bonus și centus. Doar în acest caz, când o să fie calculat bonusul, va apărea aici. Se poate discos de la 4 dolari câte un dolar pe să vă faci plata de 4 ori. Deci prima plată trebuie să vină marți, astăzi undeva poate să fie plus minus câteva zile întârziere, dar ele vin la oameni. Pe urma două plată va fi marți, asta vinerea, de pildă. Și încă o dată în altă săptămână. Deci două săptămâni trebuie să treacă ca noi să primim toți 4 dolari. După ce pe portofelul care l-avem salvat, dăm la scos, ele de aici nouă ne vin nu dolari, dar îmi vin 400 de pildă monete bonus. 100 de monete bonus este egal la 1 dolar de pildă. Echivalent. După aceea ce facem cu ele, voi face alt video. Nu uitați să vă înscriți la canalul meu YouTube ca să fiți la curent cu alte video. Să fiți la curent ce trebuie de făcut mai departe. Voi face alte video. Cam atât ce am vrut spun. Numai bine!